România este dispusă să împărtășească din propria sa experiență Republicii Moldova. Declarația îi aparține ministrului delegat pentru afaceri europene al României, Victor Negrescu, și a fost făcută în cadrul unei noi reuniuni a Comisiei Interguvernamentale România-Moldova pentru integrare europeană, care a avut loc la București. România este dispusă să împărtășească din propria sa experiență Republicii Moldova, vorbind de acele elemente care pot conduce către acest parcurs european, vorbind de pașii concreți care pot fi realizați de către Republica Moldova în această direcție. România a fost, este și va fi mereu cel mai important partener al Republicii Moldova în atingerea obiectivului său european. Totodată, Negrescu a mai subliniat că în cadrul discuțiilor au mai fost abordate și subiectele legate de acordul de asociere, despre zona de liber schimb cu Uniunea Europeană și despre ceea ce pot face ambele țări mai departe. La rândul său, Iurie Leancă a evaluat importanța reuniunii. Discuțiile de astăzi, așa cum spunea și domnul ministru, au demonstrat încă o dată deschiderea colegilor de la București și interesul colegilor mei de la Chișinău de a intensifica mecanismele existente. Am spus-o mereu, iar exercițiul de astăzi mă face să fiu și mai sigur în ce spuneam, că integrarea europeană a Republicii Moldova e posibilă doar prin România și doar cu România. Menționăm că reuniunea Comisiei Interguvernamentale România-Moldova pentru Integrare Europeană a ajuns la a 5-a ediție.